În Duminica Mironosițelor, preasfințitul părinte episcop Macaria, al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul românilor din capitala regatului Danemarcei. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Românești din Copenhaga. În această Duminica Mironosițelor, când sunt sărbătorite femeile creștine, le-am omagiat și pe credincioasele noastre și am încercat să punctăm cât mai duhovnicește, să marcăm cât mai duhovnicește această sărbătoare a mironosițelor, îndemnându-le pe aceste femei care cu adevărat sunt ucenițele lui Hristos în această comunitate să cultive credința și... Lucrarea cea duhovnicească, atât în biserică, dar și în familie și în societate. Părintele episcop a citit mesajul părintelui patriarh și împreună am, am oferit doamnelor din această parohie o carte de folos duhovnicesc și, și o floare. În acest fel am am marcat și le-am celebrat pe femeile purtătoare de mir, cele care au fost martorele învierii Domnului Hristos. Parohia Ortodoxă Română din Copenhaga a fost înființată în anul 2008, odată cu înființarea Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.